Ascultați Corpul, mergi la medic, rubrica oferită de către Campusul Medical Regina Maria Iași. Obezitatea are un impact major asupra corpului și al sănătății tale. În sarcină, aceasta poate avea efecte nefaste asupra fătului. Află care ar putea fi complicațiile, recomandările și care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi dacă te confrunți cu obezitatea în sarcină. De la Mihaela Casandrei, nutriționist în cadrul Campusului Medical Regina Maria din Iași. Complicațiile obezității afectează atât părinții cât și următoarele generații, astfel prevenția și tratamentul obezității necesită a fi făcute, trebuie stabile de la bun început, că slăbirea cu orice preț și malnutriția părinților pot avea efecte negative asupra sarcinii și a fătului, asemenea excesului de greutate. Astfel, intervenția dietetică vizează suficiența nutrițională a dietei, iar ca urmare a acestor recomandări precaute să se obțină scăderea ponderală fără a compromite însă statusul nutrițional. Ghidurile internaționale pentru managementul greutății în perioada preconcepției vizează scăderea în greutate înainte de sarcină prin implementarea unor strategii nutriționale sustenabile la ambii părinți. Ideal, în cazul femeilor, se recomandă ca înainte de sarcină indicele de masă corporală să fie mai mic de 25 de kg pe metru pătrat sau măcar mai mic de 30 de kg pe metru pătrat. Alte ghiduri sugerează reducerea greutății înainte de sarcină cu 50% din greutatea inițială prin strategii echilibrate care vizează creșterea densității nutriționale a dietei. Foarte important de reținut, chiar și femeilor cu obezitate sau suprapondere preexistentă, li se recomandă să crească în greutate pentru a asigura o nutriție adecvată fătului. De exemplu, la femeile cu indice de masă corporală între 25 și 29,9 kg pe metru pătrat, li se recomandă o creștere în greutate pe durata sarcinii între 7 și 11,5 kg, iar femeilor care prezintă obezitate, adică un indice mai mare de 30 de kg pe metru pătrat, maximum 5-9 kg. În continuare, voi enumera câteva recomandări practice pentru a îmbunătăți calitatea alimentației și implicit pentru a îmbunătăți fertilitatea, recomandări pe care le facem pacienților care se prezintă în Campusul Medical Regina Maria din Iași. Consumați din abundență vegetale și fructe la fiecare masă, optați pentru variante integrale ale cerealelor și ale produselor derivate, încercați la gustări să includeți fructe, preferabil consumate în varianta integrală, cât mai proaspete și din sezon, consumați semințe oleaginoase, nuci, migdale, fistic, caju, crude, în cantități optime, doza maximă zilnică poate să fie încadrată în căușul unei palme, maximum 30 de grame în fiecare zi. Consumați uleiul de măsline extra virgin ca alternativă sănătoasă la unt și margarină. Încercați să reduceți consumul de sare și adaosul ei în timpul mesei și, pentru a îmbunătăți savoarea preparatelor, încercați să optați pentru condimente și utilizarea ierburilor aromatice. Cel puțin două ori pe săptămână pește și fructe de mare, preparate dietetic la cuptor, prin fierbere, la grătar. Încercați să reduceți cantitatea de carne roșie consumată, iar atunci când optați pentru ea, reduceți porțiile și optați pentru variante cu mai puțină grăsime. Evitați consumul de carne procesată sau cel puțin reduceți cantitatea și optați pentru lapte și produse lactate degresate sau semidegresate pentru a limita aportul de grăsimi saturate din dietă. Altfel spus, calitatea și nu doar cantitatea sunt deviza unei intervenții nutriționale de succes, sănătoase și sustenabile pentru ambii părinți. Procesul pentru a pregăti organismul pentru viitoare sarcină și de a susține pe termen lung, procesul de a pregăti organismul pentru o sarcină și de a o susține poate fi copleșitor. De aceea, îndrumarea specialistului în nutriție poate fi de un real ajutor. Ascultați Corpul, mergi la medic, rubrica oferită de către Campusul Medical Regina Maria Iași.